Un grup de oameni de afaceri, membri ai Asociației Investitorilor din România în Republica Moldova, au organizat la Chișinău un inedit turneu de fotbal. Au participat 8 echipe reprezentând companii din comerț, financiar, bancar sau servicii. Pasiunea pentru sport îi unește pe mulți dintre cei care au afaceri în Republica Moldova, iar astfel de întâlniri sunt un bun prilej de socializare. Pasiunea pentru fotbal cred că ne unește la această competiție. Ne antrenăm periodic pentru a fi cât de cât în formă și am venit să vedem puterile reale care le avem. Ne-am strâns de pe toate câmpurile Moldovei ca să venim să jucăm și pe câmpul ăsta verde, măcar că e artificial, noi ne ocupăm cu produse naturale. Suntem bucuroși când se mai fac așa eveniment. Emoții? Prietenești, cum altfel. Totuși suntem nu dușmani, suntem pasiatori de un și același sport, așa că vrem să arătăm și noi ceva, dar totodată ne uităm ce fac și colegii. Destul de frumos joacă, prietenesc și pozitiv. Asociația Investitorilor din România a fost formată în 2018 din reprezentanții a 12 companii. Asociația își propune să participe activ la dezvoltarea mediului de afaceri din Republica Moldova și aduce experiența și competențele membrilor săi care acționează atât în România cât și la nivel european. România este principalul partener comercial al Republicii Moldova, iar statisticile o confirmă. Sunt deja peste 200 de milioane de euro investiții de asociație în Republica Moldova din 380 milioane de euro total investiții române. O cifră de afaceri de aproape 1 miliard de euro și peste 12.000 de angajați. Dar pe lângă munca în afacere, e nevoie și de sport. De departe de a promova un mod de viață sănătos, cel de-al doilea de a lega prietenii. După cum știți, în mediul de afaceri întâlnirile sunt contratimp, în timp ce aici, în pauzele dintre meciuri, reușim să ne cunoaștem mai bine, să ne înțelegem mai bine și să interacționăm mai bine. Pasiunea de sport a adus pe teren și echipa TVR Moldova. Este al doilea an când participăm la acest turneu. Ne bucurăm mult că se organizează astfel de evenimente. Sportul este, să zic așa, o ocupație săptămânală a televiziunii române. Da, suntem în număr de 10 băieți, șoferi, cameraman, reporteri, toată lumea care practică acest frumos sport a fost invitată la turneu. Cupa Asociației Investitorilor din România a ajuns la cea de-a 4-a ediție.